Sfânt, măreț și minunat. Glorie numelui Său. Ne-am adunat în casa lui Dumnezeu pentru că aici vrem să avem părtășie cu Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, prin cântare, prin laudă, prin rugăciuni. Vrem ca rugăciunile, ca serviciul care va continua în această dimineață în casa Lui să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Pentru aceasta noi avem o inimă, avem nevoie de o inimă bună și credincioasă, o inimă care să se deschidă înaintea lui Dumnezeu și cu o inimă sinceră să rugăm pe El ca El să se implice în viața noastră și să lucreze. Pentru deschiderea acestui timp de rugăciune, îl rog pe fratele Cristirat să aducă o rugăciune. Ceea ce facem aici, Doamne, vrem să facem spre lauda, gloria și onoarea numelui Tău, Doamne. Cântările pe care le cântăm, vrem să le facem spre gloria Ta, Doamne. Spre ridicarea noastră personală, rugăciunile care le rugăm, Doamne, să fie spre gloria și onoarea Ta, Doamne. Da. Doamne, Dumnezeul nostru, în această dimineață, pregătește-ne inimile noastre ca să primească cuvântul Tău, Doamne. Pregătește-ne mintea noastră, Doamne, ca să înțeleagă cuvântul Tău, Doamne. Și ajută-ne, Dumnezeule, ca să fim, Dumnezeule, așa cum Tu vrei să fim. Să fim smeriți înaintea Ta, Doamne, prin înțelepciune, Doamne, să luăm aminte la cuvântul Tău. Dă-ne putere, Dumnezeu, și ca să ne putem ruga, Doamne. Lasă Duhul Tău ce să ne învețe, Doamne. Amin. Noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, și Duhul Tău ce să ne învață să ne rugăm. Te rugăm, Doamne. Cerem ca prezența Duhului Tău ce să fie în această dimineață. Amin, aici, Doamne. Te rugăm, Doamne. Ca să ne putem ruga după voia Ta, Doamne, după cum dorești Tu să ne rugăm, Doamne. Te rugăm frumos. Cuvintele noastre de multe ori sunt prea sărace pentru a exprima ceea ce vrem să spunem. De aceea te rugăm, pune cuvintele în gura noastră, Te rugăm, Doamne. Spre lauda și onoarea Domnului Tău, Doamne. Doamne Dumnezeu, binecuvântează cântările, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să ridicăm, Doamne, spiritele noastre spre Tine, Doamne, să Te laudăm pe Tine cu gura noastră, cu inima noastră, Doamne, cu tot ceea ce facem. Da, pentru că Tu meriți toată slava, gloria și onoarea, Doamne.
Cum am cântat, Doamne, suntem aici în prezența Ta, Dumnezeu. Așa este, Doamne. Și vrem ca în prezența Ta să stăm smeriți, Doamne, în prezența Ta să stăm, Doamne, așa cum Tu dorești să stăm. Binecuvintează pe cei care conduc, Dumnezeu, la ora de rugăciune, amin, și cei care vor predica, Doamne. Lasă Duhul Tău ce sunt peste ei, amin, Doamne. Lasă călăuzirea Ta peste ei, Doamne. Te rugăm. Ca ceea ce vor vorbi, Doamne, să fie după cuvântul Tău, Doamne, spre binecuvântarea noastră, spre înălțarea noastră, spre lauda Ta, Doamne. Binecuvintează inimile noastre înaintea Ta această dimineață și îți mulțumim că ești cu noi și fii în continuare cu noi. Amin. Amin. Așa cum stăm, voi da citire din Psalmul 103, după care vom lua loc și vom continua cu cântare. Psalmul 103 spune: Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este bine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El, căci cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și florește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul. Amin. Luați loc, vă rog. Să se vezi încântarea. Doamne, câtă fericire! Doamne, câtă fericire, câtă pace am primit, câtă sfântă ocrotire de la Tine, Doamne Sfânt. Cuvinte n-am de-ajuns să pot să-ți mulțumesc, că suflet mi-ai sădit al Tău cuvânt din pere strânt. Cu Tău ceresc, m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Când eram strop din pecat, când toți m-au părăsit, Tu mi-ai fost mea salvare, Tu cu fapta m-ai iubit. Cuvinte n-ar fi ajuns să pot să-ți mulțumesc,
altă cuvânt. Din grele strângorări, doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Mâna ta a fost cu mine, pretutindeți condus mereu cu bine, gânduri și speranțe noi. Cuvinte n-am de-ajuns să pot să-ți mulțumesc, că-n suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strângorări, doar harul tău ceresc, m-a scos și m-a întărit să-ți spun. Amin. Suntem în timpul de rugăciune, când desigur că ce este așa de minunat că atunci când venim cu rugăciunile noastre, Dumnezeul cel mare și atotputernic, El stă și ne ascultă. Ne acordă atenție. Și noi spunem Lui problemele noastre, cererile noastre. Și un Dumnezeu, un Tată veșnic, un Dumnezeu atotputernic, ce minunat este că stă și ne ascultă. El își pleacă urechea, spune Psalmul, la rugăciunile noastre. Și este minunat că El ne ascultă, dar aș vrea ca și noi să-L ascultăm când El ne vorbește. Aceasta este foarte important. Și vedem aici, psalmistul îndeamnă toată suflarea, toate lucrurile să-L laude pe Domnul. Și imploră chiar și pe îngeri, îi cheamă la această laudă. Pentru că toată lauda, toată gloria îi se cuvine numai unui singur Dumnezeu și acesta aceluia atotputernic, unic Dumnezeu, adevărat și sfânt, glorie numelui Său. Vedem că rugăciunile sunt foarte importante în viața noastră de credincioși. Dacă mergem în 1 Tesaloniceni la capitolul 1, versetele 2 și 3, spune Pavel aici: mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteniala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos, glorie numelui Său. Vedem că în rugăciunea de mijlocire a lui Pavel pentru biserica din Tesalonic, vedem demonstrate trei atitudini. Și acestea, așa cum s-au menționat aici, el spunea: mulțumim totdeauna, vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre și ne aducem aminte fără încetare. Iar în credincioșii din Tesalonic sunt văzute trei haruri. Este lucrarea credinței, este osteneala dragostei, tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos. Ceea ce credința lucrează în noi și dragostea prin noi, nădejdea, deci credința, nădejdea și dragostea sunt cei trei stâlpi, spunea cineva, ale unei vieți creștine. Și de ce se spune aceasta? Pentru că credința este corabia vieții, dragostea, pânzele pe care o poartă, iar nădejdea este ancora. Și suntem asemănați ca și cu această barcă, compusă din cele trei mari
elemente, care este corabia, care este pânzele, care este ancora. Și noi ne deosebim ca corabie pe oceanul acestei lumi, ne deosebim de celelalte bărci, de celelalte vase plutitoare, pentru căci noi ne ancorăm și atunci când ne ancorăm în Hristos, știm că Hristos este o stâncă de nezguduit. El este solid, El este puternic, El este stabil, pentru că este Dumnezeu. Pe când alte corăbii care, știu eu, se supun riscului de a ancora în locuri nesigure și atunci sunt duse de vânturile acestei lumi și lovite de anumite stânci și se distruge. Dar noi să ne ancorăm nădejdea în Hristos, glorie numelui Său. Pentru că atunci când ne ancorăm, așa cum am spus, El este o stâncă de granit, este o stâncă puternică, este Dumnezeu care nu se clatină. Și noi în fața acestui Dumnezeu venim cu rugăciunile noastre și când venim înaintea Lui să ne rugăm cu credință. Pentru că credința se spune că ce este substanța tuturor lucrurilor nădăjduite, a lucrurilor pe care nu le vedem, dar le nădăjduim și știm și credem că cele există. Noi nu am văzut cerul, am auzit despre el, dar nădăjduim că ajungem acolo, pentru că credem în cuvântul lui Dumnezeu, căci dacă vom face voia lui Dumnezeu, El ne va răsplăti cu viață veșnică și nu numai atât, vom ajunge sus acolo lângă El, glorie numelui Său. Iată ce minunat Dumnezeu avem noi și bun. Și pentru aceasta îi se cuvine toată lauda, toată cinstea, toată gloria. Nu numai noi oamenii de pe pământ, toate lucrurile, natura, câmpiile cu flori, munții cu brazi înalți, toate să laude pe Dumnezeu și toate laudă în natură. Chiar și îngerii care sunt acolo, în ceruri, îl laudă pe Domnul, glorie numelui Său. Cu atât noi, să nu uităm de marea binefacere a lui Dumnezeu, că l-a trimis pe Iisus Hristos ca să ne răscumpere, ca să ne ducă din nou la El, în raiul lui Dumnezeu, și un rai așa de frumos, pregătit de Domnul Iisus Hristos. Haideți pentru toate acestea, pentru harul Lui, pentru bunătatea Lui, în picioare, să aducem o rugăciune de mulțumire, mulțumindu-i Lui pentru tot binele care ni-l-a făcut și ni-l face în continuare. Fiecare are motive de a-i mulțumi. Eu nu cred că nu există aici o persoană care să nu aibă vreun motiv de a-i mulțumi Domnului. Toți avem motive, pentru că Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Și așa cum de multe ori am menționat, chiar dacă nu ar fi alte motive, unul singur este acela că ne-a scris numele în cartea vieții. Și pentru aceasta se cuvine să-i mulțumim Lui. Deci, pentru toate lucrurile, pentru cele bune și chiar și pentru cele rele, pentru că spune în Romani 8:28 că știm că și pe de altă parte toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Domnul. Deci, pentru toate lucrurile, haideți să-i mulțumim Lui așa stând în picioare.
Ocupați-vă locurile și vom cânta din nou. Să se învăță încântarea, tu nu pleci niciodată de la mine. Protest pe Africa.
care tu îl păstrezi mereu curat. Îți mulțumesc că ești cu mine în lume. Îți mulțumesc că ce m-ai iubit mereu. Îți mulțumesc că și tu mi-ai dat un nume. Mulțumesc că știu mi-ai dat un nume. În tine sunt și tu ești Dumnezeu. Versetul 3 din Psalmul 103 spune: El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El, Dumnezeu, glorie numelui Său. Și acum întrebarea este: avem noi nevoie de iertare? Dar ce minunat lucrează El, pentru că în ordinea Lui, în prim plan, El rezolvă cea mai importantă problemă a omului, partea sufletească. Pentru că spune în altă parte: și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Deci în prim plan Domnul rezolvă partea sufletului, problema spirituală. Și în al doilea spune că El vindecă toate bolile tale. Minunat Dumnezeu avem. Pentru că El nu zice vindecă bolile care ar putea, numai pe care le poate vindeca. Și ar fi boli care ar fi nerezolvate pentru că nu i-ar sta în putere. Dar El este atotputernic și spune toate bolile, de orice natură ar fi, cancer, lepră, știu, dacă a înviat din morți, dintr-un om mort, să-l aducă la viață, cum așa l-a adus pe Lazar, păi imaginați-vă atunci, pentru El bolile e mult mai ușoare, pentru că deja persoana este în viață. Dar El poate învia morții, El poate vindeca bolile, El poate face ce vrea, minuni, pentru că El este Dumnezeu, glorie numelui Său. Și într-un asemenea Dumnezeu ne încredem noi, într-un Dumnezeu atotputernic și sfânt. Acum vă întreb, avem nevoie noi de iertarea Lui? Avem. Dacă nu, eu zice, dacă ne considerăm așa de neprihăniți, atunci plecăm acasă. Dar dacă ne considerăm așa cum s-au considerat acuzatorii acelei femei prinse în preacurvie, când Domnul Iisus a spus: cine se consideră că este neprihănit, fără păcat, să ia primul piatra și să arunce în această femeie. A fost vreunul care a aruncat? Toți au lăsat rând pe rând piatra pentru că și-a dat seama că sunt păcătoși. Și noi ne dăm seama că suntem păcătoși, de aceea stăm în casa lui Dumnezeu și rugăm să se îndure de noi. Și rugăm ca El să se prezinte. Și avem la îndemână soluția aceea ideală, care îl satisface pe Dumnezeu. Că la un moment dat vedem că sângele animalelor nu l-a satisfăcut pe Dumnezeu. Și de aceea a găsit cu cale să trimită pe singurul Său Fiu, ca prin sângele Lui noi să fim iertați, să avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta stă scris în 1 Ioan, unde spune cu versetul, citesc de la versetul 8:
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Deci, aceasta este realitatea. Sigur că tendința noastră nu este să păcătuim. Dacă cumva s-a făcut o obișnuință a vreunui păcat să se practice, să-l practicăm în viața noastră, atunci noi suntem cu semnul întrebării. Ce este cu noi atunci? Pentru că tendința noastră este de a merge înainte, dar deseori, datorită slăbiciunilor, fără voință păcătuim. Dar trebuie să fie viața noastră, inima noastră, pocăință. Să regretăm, să venim la El, regretându-ne păcatul și să-L rugăm, Doamne, ajută-ne ca să nu se mai întâmple în viața noastră acest păcat. Și niciun fel, dar se întâmplă, că suntem pe pământ, suntem încă călători, avem această experiență cu Dumnezeu de pocăință. Și El este durător atunci când ne recunoaștem, pentru că dacă spunem că n-am păcătuit, atunci cuvântul Lui nu este noi, pentru că în altă parte El spune, știe din ce suntem făcuți, suntem făcuți din țărână și știe că în jurul nostru avem multe duhuri care se luptă împotriva noastră. De aceea ne îndeamnă cuvântul la veghere, a ne înarma cu cuvântul Lui, că atunci când vine diavolul, așa cum s-a prezentat înaintea lui Iisus, El va veni cu cuvântul, așa exact cum a venit și în grădina Eden, dar El va veni și noi cum trebuie să răspundem, cum trebuie să-L mustrăm pe cel rău, tot cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El va veni să sucească, să denatureze adevărul, aceasta este scopul diavolului, dar cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și este un adevăr și noi dacă ne înarmăm cu adevărul, avem putere de a birui. Domnul să ne ajute. Haideți, plecați pe genunchi să mergem mărturisindu-ne, Domnul, păcatele, greșelile noastre și rugându-L să ne ierte.
ocupați locurile și din nou vom cânta. Această cântare mi-a inspirat ideea să ne rugăm pentru o revărsare peste noi a Duhului cel Sfânt, a lui Dumnezeu. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, de călăuzirea Duhului Dumnezeu, pentru că, nu știu, parcă rugăciunile noastre sunt așa fără viață, parcă de multe ori ne adunăm așa, parcă să conducem pe cineva care a murit și am uitat parcă că suntem în casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu este prezent și unde Dumnezeu poate lucra și ne poate pune într-o mișcare, într-o înviorare, într-o ridicare. Și avem nevoie, consider, de o ridicare spirituală pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate face. Aș vrea ca să ne rugăm ca Dumnezeu să împuternicească slujitorii Lui atunci când vin să predice, atunci când vin să vorbească de cuvântul lui Dumnezeu, să fie călăuziți de această putere a Duhului lui Dumnezeu. Vedem că și în Fapte spune că în versetul 5, Faptele Apostolilor, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți
fii botezați cu Duhul Sfânt. Și versetul 7 spune, el a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci Duhul Sfânt nu este putere, El este o persoană, dar El degajă putere, glorie numelui Său. Și El ne dă putere din persoana Lui, din Dumnezeu. Și aș vrea ca Duhul Sfânt să se reverse peste noi din nou, să rugăm ca Dumnezeu să reverse din nou peste poporul Lui în această dimineață. Și nu numai în această biserică, ci peste tot. În Biserica Universală a lui Dumnezeu, să reverse, să facă o trezire spirituală. Avem nevoie de această putere a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Și haide, stând în picioare, să ne rugăm pentru aceasta, ca Dumnezeu să ne învioreze, că numai prin puterea Lui vom putea face voia Lui. Haide să ne rugăm.
acum stăm, timpul se apropie de încheiere a orei de rugăciune și să ne amintim de frumosul verset care spune că El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Este vorba de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, care vrea să facă lucrul acesta, lucrarea aceasta în mijlocul nostru. Deci să venim cu cauzele noastre înaintea Domnului, deci verbal, în primul rând, iar pe urmă prin ridicare de mâini. Deci dacă este verbal să aducă vreo cerere înaintea Domnului, frații, surorile. Amin, Domnul să fie cu ei. Domnul să-l călăuzească, să fie și la înapoiere. Amin. Domnul să-i dea izbândă, Domnul. Surorile, dacă aveți verba. Slavă Domnului! Aduc și o cauză, Domnul să se îndure de acea persoană și prin ridicare de mâini, dacă sunt multe cauze în taină, Dumnezeu să le primească, El cunoaște taina inimilor noastre și așa că El poate lucra, la fie că ne exprimăm verbal sau în taină, El cunoaște chiar și gândurile și problemele noastre. Domnul să lucreze la toate cauzele. Cântăm o cântare, iar pe urmă ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnului pentru cauze, iar partea a doua vom mulțumi Domnului pentru timpul de rugăciune. Nu
există. Iisuse, Tu mi-ai dat viață și toate ție stau fără. Dar noi venim cu toți la Tine și tot ce avem îți dăruim. Amin. Nu și ne rugăm.
Reocupați locurile, timpul de rugăciune a luat sfârșit. Să-l simbăzi încântarea la crucea de la Golgota. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sufletul meu păcat, sufletul mi-e-n durerea. David, vom cere binecuvântarea Domnului peste serviciu divin din dimineața aceasta. Tată scump din ceruri, suntem în cortul de întâlnire. Prezența aici, biserica ta răscumpărată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Glorie ție, Doamne! În fața noastră este cuvântul sfânt. Doamne, te rugăm, binecuvintează-l în continuare în inimile noastre. Și avem, o Doamne, în fața noastră această lucrare scumpă care ne amintește
de marele preț care l-ai plătit pentru fiecare din noi. Venim, Doamne, cu multă smerenie, cu multă umilință, să-ți aducem ție mulțumiri și închinare, pentru că înainte de a te cunoaște noi, ne-ai căutat tu, ne-ai găsit, ne-ai atras la tine și astăzi suntem în casa ta, glorie, glorie numelui tău. Doamne, suntem mulțumiți că suntem în cortul de întâlnire, suntem mulțumiți că avem cuvântul tău. Ne trebuiești tu, o Doamne, în persoană. De aceea te implorăm și te invităm frumos, vino la noi, Doamne. Fiecare inimă de aici, fiecare suflet tânjește după prezența ta, Doamne. De aceea te rugăm, treci printre rânduri și cercetează-ne pe fiecare, Doamne. Deschide inimile noastre astăzi ca să primim mesajul care coboară din cerul tău. Credem, Doamne, că și astăzi Tu, o Doamne, ți-ai înnoit, Doamne, bunătățile și îndurările față de noi. Credem că ai un mesaj special pentru noi, Doamne, de aceea te rugăm, lasă prezența Duhului Sfânt, Doamne, peste cei care vor rosti cuvântul Tău și astfel cu ungerea Duhului Sfânt, cuvântul Tău să pătrundă în inimile noastre și să ne răscolească ca odinioară, Doamne, pătrunzând și, Doamne, străpungzând inimile noastre, pentru Dumnezeu, Doamne, de aceea te rugăm, binecuvintează pe vârstnic și pe tânăr, pe copii, pe toți binecuvintează-ne, toți avem nevoie de binecuvântarea ta, de mâna ta, de brațul tău, te rugăm frumos, lasă sângele tău peste fiecare inimă în parte, peste fiecare minte în parte, Doamne, spală gândirea noastră, spală, Doamne, inima noastră, spală-ne pe toți, Doamne, spală biserica ta prin sângele tău, pregătește-ne pentru această lucrare minunată, este sfântă, este sacră, Doamne, reprezintă lucrarea creată de Tine și instaurată de Tine, de aceea vrem să o trinstim, Doamne, vrem să o cinstim după sfânta plăcerea voii Tale, vrem să ne amintim, o Doamne, de prețul care L-ai plătit și pentru care îți mulțumim. De aceea îți mulțumim că brațul Tău va fi în ocrotire, Doamne, brațul Tău va fi, o Doamne, în călăuzire, de aceea îți binecuvântăm numele Tău, Tată, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile, haideți să cântăm împreună o cântare spre slava Domnului și în timpul acestei cântări să ne închinăm, să slujim Domnului cu darul nostru de bunăvoie. Dacă este cineva care are o cântare, o poezie spre slava lui Dumnezeu și zidirea sufletească a bisericii, vă rog să-mi trimiteți un bilet la anvon. Să se învăță cântarea O ceva de îndurare. Lui Iisus.
Așa cum am cântat și cum a fost cuvântul profetic, Domnul este prezent în mijlocul nostru și să fie o mare bucurie pentru noi, căci Domnul ne face această favoare. Cântarea era, cuvântul era să ne apropiem de Domnul, dar să fim curățiți sau să ne curățească Domnul pe toți cu sângele Lui. Frați și surori, suntem în timpul și în vremea și în harul lui Dumnezeu. Și de aceea putem să venim să ne închinăm înaintea Domnului, să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Marți seara avem rugăciune, joi, serviciu divin și sunt și repetiții de cor pentru toți cei ce vor să laude pe Domnul prin cântare. Vinerea, tinerii vin în casa Domnului, da? Vacanța acum. Deci, sâmbăta, rugăciune de la ora 10 dimineața și toți cei ce avem nevoie de sprijin în rugăciune putem să venim aici la adunare. Duminică dimineața și după masa ne întâlnim în casa Domnului. Fie ca harul lui Dumnezeu să fie mai departe peste noi și noi să nu facem să fie zadarnic harul Domnului pentru noi, ci să trăim așa cum ne învață harul lui Dumnezeu. Știți cum ne învață harul Domnului să trăim? Cu cumpătate, dreptate, evlavie, așteptând venirea Domnului Iisus. Așa să trăim. Fratele Iacob s-a întors din România, cred că s-a dus numere acolo oferta noastră, spunea că a adus un salut de la fratele Ion, de la frate Iacob, te rog să ne aduci salutul fraților din România. Amen. Mulțumim, frate Iacob, și bine, ai venit din nou acasă, da? Deci, fratele Tone afișa versetul din 2 Corinteni 13, versetul 14, da? Te spune, harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi toți. Amin. Amin. Acum invit copiii să vină să cânte spre slava lui Dumnezeu. După cântarea copiilor, fratele Ilie cu acordionul va cânta o cântare, apoi sora Rodica Chisăliță va cânta o cântare, nu, sora Rodica? Ia, bine, deci fratele Ilie, apoi corul bisericii și după aceea ascultăm cuvântul Domnului. Thank you.
să știu să tac în gura-n teamă. De tine și de ghețisma să nu te vând pe-o sărutare, să nu spun taina la dușman, să știu să spun când orbi întreabă de tine și pentru cobor, că tot să-ți iasă înainte și să se întoarcă văzătul. Ajută-mă să știu cum tu dorești să fii, când să vorbești și când să tac ca voia ta s-o fac. Ajută-mă să știu. Știu să uit ce dau la alții, să nu mai cer înapoi ce-am dat. Că tot ce nu plătește mine, plăti vei tu destul. Să știu să țin în minte bine ce sunt dator a ta oricum. Să nu rămâne niciodată dator nimic a nimănui. Ajută-mă să știu. Să iert oricare vine asemenului meu mereu, ca și le mele să le poate ierta pe toate Dumnezeu. Dar și să știu că nu-mi ies mie, nici când un mic păcat să fac, nu cumva ca pentru acela să meargă cineva în ea. Ajută-mă să știu.
Haideți să ne ridicăm în picioare, semn de respect față de cuvântul Domnului. Dimineața aceasta să citesc din Matei, din capitolul 26, versetele 26 până la 29. Și câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 11. Deci, Matei 26, începând cu versetul 26. Cina cea de taină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu. Haideți să citim și de la 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 26. Deci 1 Corinteni 11, începând cu versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă rog să ocupați locul. Frați și surori și dragi tineri, din nou suntem în fața unei lucrări pe care Domnul Iisus ne-a cerut să o facem și să o facem cu un anumit scop. Și scopul acesta era ca să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Așa am citit la Corinteni acolo, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori. În caz din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta. Pentru că nu numai că ne-a spus de ce să facem, dar ne-a spus și cum să facem. Pentru că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, avem acest cuvânt al Domnului care ne spune exact ce trebuie să facem, de ce trebuie să facem și cum trebuie să facem. Și Domnul nu ne-a lăsat niciodată la interpretarea noastră. Și urmărind cuvântul Domnului de la început, când l-a chemat pe Moise să facă chivotul, i-a arătat cum trebuie să facă. Toate lucrurile Dumnezeu le-a arătat. Domnul Iisus ne-a arătat și a dat exemplu el personal, el a făcut prima dată această lucrare și a zis, noi să facem cum a făcut el. Și Domnul să ne binecuvinteze cu înțelepciune dată de Duhul Sfânt, să facem așa cum ne-a cerut Domnul să facem. Și spunea cuvântul că erau la sărbătoarea aceea Paștilor Vechi Testamentale, adunați Domnul Iisus și cu ucenicii lui. Și spune că pe când mâncau ei, deci erau la masă, Domnul Iisus s-a ridicat și a luat o pâine și ce a făcut cu pâinea aceasta? A binecuvântat-o. Poate că v-ar surprinde să spun faptul acesta, ceva, să zic, ca clicuit în inima mea și cred că Duhul Domnului a spus, vedeți, Domnul Iisus a binecuvântat pâinea, dar ce a făcut cu paharul?
a mulțumit Tatălui pentru pahar. Deci, nu l-a binecuvântat, dar a mulțumit. Și înțelegem că este oarecum o diferență între pâinea binecuvântată și paharul de care i-a mulțumit. Și mi-aduc aminte când spuneau mama fiilor lui Zebedee și avea o cerință înaintea Domnului Iisus și zicea: aș vrea ca în împărăție, când Domnul Iisus va fi împăratul lui Israel, fiii mei să fie unul la stânga și unul la dreapta. Știți ce a răspuns Domnul Iisus? Nu știți ce cereți. Nu știți ce cereți. Zice, vor putea ei sau veți putea voi să beți paharul pe care o să-l beau eu? Și noi avem o cântare care spune și un rând acolo în Iosofă, zice, paharul suferinței lui Iisus. Paharul acesta n-a fost ceva care să fie chiar plăcut, dar Domnul Iisus l-a băut paharul acesta. Și oare ce era în paharul acesta al suferinței lui Iisus? Știți ce erau? Suferințele pe care noi, omenirea, le-am produs Domnului. Pentru că datorită păcatelor noastre a suferit Domnul Iisus, frați și surori. Și aceasta noi trebuie să ne aducem aminte, căci Domnul Iisus a suferit pentru păcatele noastre. Acum, uitându-ne, și am studiat puțin și m-am uitat în Vechiul Testament, la Levitic, la capitolul 4. Și uitați ce spune cuvântul Domnului acolo. Deci Levitic, capitolul 4, chiar începând cu versetul 1, unde spune așa: Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis. Și aș vrea ca în dimineața aceasta să fim cu toți atenți, ok? Robert și toți ceilalți, da? Și Jacob, sunt atenți, dar vreau să-i fac mai atenți. Când spune că Domnul a vorbit lui Moise, să știți că acum, în dimineața asta, Domnul ne vorbește nouă. Amin? Deci Domnul ne vorbește nouă. Zice, vorbește copiilor lui Israel. Și eu vorbesc copiilor lui Israel. Și eu mă includ aici. Când, să vă rog să citiți toți pe ecran, când va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute, și anume. Și aici pune un dacă. Dar să știți că dacă acesta este cuprins în cuvântul acesta când. Deci din toți copiii lui Israel sau copiii lui Israel, dacă între aceștia a păcătuit, cine-i primul? Preotul. Ce dacă a păcătuit un preot, dar nu orice fel de preot, ce care a primit ungerea și prin aceasta a dus vina întregului popor să aducă Domnului în vițel fără cusur ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut. Apoi, versetul 22 din același capitol, Levitic, capitolul 4, versetul 22. Citim, dacă păcătuit, o căpetenie. Deci ăsta nu mai avea ungerea ca preot, dar era parte din poporul lui Israel. Dacă a păcătuit o căpetenie, făcând fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului Dumnezeului său, lucruri care nu trebuie făcute, și s-a făcut astfel vinovat, și spune mai departe, ce trebuie să facă căpetenia aceasta care a păcătuit. Versetul 27 din același capitol, frate Toni, dacă cineva din poporul de rând, deci cineva din poporul de rând a păcătuit și spune foarte clar ce fără voie, făcând împotriva veunea din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute. Și spune mai departe ce trebuie să facă omul acesta. Și aș vrea să punem și versetul 13 din același capitol.
Deci versetul 13. Am citit toți? Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit. Ce este specific în acest capitol cu privire la... Deci, în primul rând, ne dăm seama că toți au păcătuit. Că-i preot, sau să spun altfel, nu contează ierarhia spirituală. Ce? Toți au păcătuit. Și este o mențiune aici, fără să-și dea seama, fără voie. Dar împotriva cui se păcătuiește, frați și surori? Sau împotriva cui au păcătuit? Împotriva Domnului. Și ce de fapt, în ce a constat păcatul lor? Făcând ceva care este împotriva poruncilor lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Deci, este o categorie specifică și spune cuvântul Domnului, deci împotriva poruncilor cuvântului Dumnezeu. Și acum, așa cum știm, aici aș vrea această o primă, să zic, idee care să o învățăm fiecare dintre noi, este conformă cu cuvântul lui Dumnezeu și spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Ce este păcatul? Păcatul este încălcarea legii lui Dumnezeu. Și dacă urmărim păcatul acesta, care este încălcarea legii lui Dumnezeu, este și se răspândește la toate nivelele. Când am încălcat legile lui Dumnezeu, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, când încălcăm legile lui Dumnezeu, păcătuim unul împotriva altuia. Cuvântul spune că orice fără de lege este păcat. Cum, care este atitudinea omului față de păcat? Am citit la Matei aici și din nou aș vrea să accentuăm un cuvânt, zice: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă. Versetul 28 este din Matei 26. Care se varsă pentru mulți. Pentru mulți. Acesta este cuvântul care am vrut să-l accentuez. Înseamnă că nu-i pentru toți. Pentru mulți. Dar de ce nu pentru toți? Eu cred că este pentru toți, dar nu toți beneficiază de aceasta. Nu toți vor să accepte aceasta. Pentru unii nu mai există noțiunea de păcat. Nu, conștiința lor este moartă, deci nu mai sunt expuși la cuvântul lui Dumnezeu, nu se mai duc să audă cuvântul lui Dumnezeu, nu se mai citește cuvântul lui Dumnezeu și totul este ok și totul este bine. Aceasta este una din atitudinile oamenilor față de păcat în ziua de astăzi. Apoi, pentru alții care nu mai este frică de Domnul, ce? S-au depărtat de Dumnezeu, nu mai este frică de Dumnezeu și atunci e foarte ușor să păcătuiești. Nu te mai mustră conștiința. Pentru alții, în zilele noastre, ați auzit expresia aceasta, nu este nimic nou, odată mântuit ești pentru totdeauna mântuit. Dumnezeu, am auzit și aceasta personal și se propovăduiește, nu mai contează ce păcate faci, că ți le-a iertat și pe alea care le vei face de aici înainte. Odată ce e gata. Ați auzit expresia aceasta, tineri? Hypergrace? Totul este... Nu mai contează. Ți-ai mărturisit, ești că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că ești... Deja de acum ești gata, ești mântuit. Oare așa este? Așa am citit în cuvântul Domnului? Nu am citit așa. Deci, dacă toți suntem păcătoși, uitați-vă un al doilea lucru care vreau să-l învățăm, ce zice Dumnezeu
să facem atunci când suntem păcătoși. Cuvântul spune că și când n-am știut că am făcut, sau, vedeți, spuneau că nu și-au dat seama, ne s-au greșit, și spune salmistul, Doamne, iartă-mi păcatele făcute din neștiință. Când venim înaintea lui Dumnezeu și vă aduc înainte un om din Biblie, Iov, cu care Dumnezeu se laudă. Știți ce a zis Iov când s-a întâlnit cu Dumnezeu? Ce mi-e scârbă de mine, Doamne, și mă pocăiesc. Deci, ce facem noi cu păcatele noastre? Și spune cuvântul aici despre jertfă. Deci, suntem la jertfa Domnului Iisus. Și psalmul spune că răscumpărarea noastră era așa de scumpă că nu se putea face niciodată. Unii în zilele noastre se duc și plătesc pentru ca cineva să le ierte păcatele. Alții fac tot felul de alte lucruri. În cuvântul Domnului în dimineața aceasta ne spune că toți am păcătuit și noi toți trebuie să ne recunoaștem păcatul înaintea lui Dumnezeu. Așa am citit, că toți trebuia să ducă jertfa aceea. Toți să ducă jertfa. Apoi, dacă toți au păcătuit, dacă este cineva, așa, fratele Iosif a citit la timpul de rugăciune, zice, dacă cineva zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu, dar știți ce spune mai departe? Cuvântul lui Dumnezeu nu este în el. Oamenii aceștia nu au cuvântul lui Dumnezeu în el. Atunci când am păcătuit, este nevoie de jertfă, așa spune cuvântul Domnului aici. În vechime era jertfele de animale și aduceau oamenii jertfe și puneau mâna pe capul animalului, recunoscându-se că e păcătos, spune, se în felul acesta, punând mâna pe capul animalului care era jertfit, junghiat, să transfera păcatele omului pe animalul acela care murea. O metodă, într-un fel, zice noi, poate ușoară așa pentru oameni. Nu știu cât de greu a fost. Că noi n-am făcut niciun lucru acesta. Să aducem jertfe de animale. Dar oamenii aceia aduceau jertfe de animale. Și dacă privim în cuvântul Domnului, spune, ne învață din Vechiul Testament, încă în cartea Exodului, găsim scris, înainte de Leviticul, despre felul în care a fost eliberat poporul lui Israel de sub robia egipteană. În capitolul 12, știți lucrul acesta, unde din nou Dumnezeu vine și le spune ce să facă. Și oamenii trebuie și noi trebuie să facem așa cum a zis Dumnezeu. Deci, luați câte un miel, junghiați-l cu sângele lui, ungeți ușorii ușii, stâlpul de sus a ușii și când va veni îngerul morții, văzând sângele acolo, nu va intra în casa aceea. Înainte chiar de Moise, găsim scris această cerință a jertfei pe vremea lui Avram, când Isaac a fost cerut ca jertfă. Și știm când se duc pe munte acolo să au foc, au de toate, au lemne, au, și știți ce întreabă Isaac? Tată, noi mergem să aducem jertfă, dar unde e mielul, tată? Și mi-aduc aminte când îl ascultam, maybe fratele e nou și aduce aminte de, cred că fratele Gheorghe de la Rohia a spus poezia aceea și unul din rândurile strofei spune, zice, de miel pentru jertfire, purtava grijă Domnul să nu ne temem noi. Și Domnul a purtat de grijă. Pentru noi, în Noul Testament, frați și surori, mielul lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Ioan, spune cuvântul, l-a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Deci toți au păcătuit, toată lumea. Pentru păcat este nevoie de jertfă. Jertfele de animale își făceau datoria lor când erau făcute după cum le-a spus Dumnezeu. Dar pentru noi, frați și surori, privim la noi. Jertfa care aduce izbăvire și prin care păcatul meu și a dumneavoastră este ridicat, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Aceasta este jertfa. M-am gândit și am privit la scena aceea din Egipt. Egiptul, o națiune puternică, faraon cu autoritate mare, zeii Egiptului aveau și ei putere, dacă citim în cuvântul Domnului, că au făcut și ei câteva din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin Moise și Aron. Dar uitați-vă aici la sângele acesta al mielului, care a biruit puterea Egiptului, a depășit autoritatea lui faraon, a adus eliberare poporului și a adus viață poporului Dumnezeu. Acesta este sângele Domnului Iisus Hristos. Prin sângele Domnului Iisus Hristos avem iertarea păcatelor, frați și surori. Deci, pentru păcatele noastre, cuvântul spune că pentru mulți, din nefericire, cum am spus, unii nu acceptă această jertfă. Ei vor să plătească ei, fără să-și dea seama că nu se poate. Numai jertfa Domnului Iisus Hristos este ceea care aduce eliberare. Numai jertfa Domnului Iisus Hristos aduce curățire. Curățit suntem de păcați. Și mântuit, spune cântarea, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Deci jertfa aceasta a Domnului Iisus este felul în care noi putem să fim eliberați de păcat și curățiți. Un al treilea lucru care aș vrea să-l privim. Ce facem noi cu păcatele noastre în ziua de astăzi? Cum putem să fim eliberați sau curățiți de păcatele noastre în ziua de astăzi? Deci, frați și surori, deci al treilea lucru care aș vrea să-l este să acceptăm și să facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Să acceptăm și să facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Jertfa este adusă. Domnul Iisus a adus ca jertfă pentru noi și spune cuvântul că o dată pentru totdeauna nu se mai aduc alte jertfe. Ce facem astăzi cu păcatele noastre? Cum putem să fim curățiți de ele? Cum putem să scăpăm de păcatele noastre? Nu vreau să zic să ridicăm mâna care n-a păcătuit. Am auzit și din aceștia care mi-au zis că de 2 ani n-am păcătuit. După standardul lui. Cum și ce facem, frați și surori? Este metoda lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu ne cere să spunem, rezolvăm păcatele acestea. Spunea David, Psalmul 32 cu versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Amin. Deci ce trebuie să facem? Să ne mărturisim păcatele. În Levitic spunea dacă poporul a păcătuit. Și găsim scris în Daniel, în capitolul 9, care putem să-l citim acasă, acest capitol spune că Daniel s-a pus, era rob în Babilon. Poporul a păcătuit și Domnul i-a îngăduit să-i ducă acolo. Să vadă cum îi sub robia lumii. Ce, m-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Am zis, Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzești poruncile tale. Ce m-am rugat și am făcut următoarea mărturisire, așa spune acolo.
Și știți cum Daniel se roagă, zice, Doamne, noi am fost îndărătnici, noi și împărații noștri, noi am fost cei ce n-am ascultat de Tine, Doamne, noi am fost cei ce ne-am depărtat de Tine, Doamne, și noi suntem cei ce merităm pedeapsa, dar ne mărturisim înaintea Ta, Doamne. Deci mărturisirea păcatului. Iacob spune, mărturisiți-vă unei altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ce facem cu păcatele, frați și surori? Le mărturisim, le mărturisim Domnului, le mărturisim unii altora și ne rugăm unii pentru alții. Vă aduceți aminte ce înseamnă lucrul acesta când arăt cu degetul către cineva? Vă aduceți aminte, spuneam, când arăt așa, cum arăt, zice, unul către fratele sau către sora și trei către mine. Deci ei sunt mai puțin vinovați ca mine sau mai puțin păcătoși. Deci ne mărturisim. Dacă ne mărturisim păcatele, unui Ioan, fratele Iosif a citit astăzi, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. De orice nelegiuire. Dar dacă nu ne mărturisim păcatele, ce se întâmplă? Tot cuvântul Domnului ne dă răspuns și la întrebarea aceasta. Cine își ascunde fără de legile, spune în cartea Proverbelor, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurarea Domnului. Fiecare, spune Apostolul Pavel, să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și așa să bea din paharul acesta. Adică cum? Cercetați. Astăzi avem fiecare dintre noi harul din partea lui Dumnezeu să fim invitați de Domnul la masa Lui. Și aș vrea să facem această împărtășire cu toată responsabilitatea înaintea Domnului. Cu toată responsabilitatea. Și din nou accentuez lucrul acesta. Nu că suntem vrednici, cuvântul nu spune de asta, zice, dacă ne împărtășim în chip nevrednic, în mod nevrednic, și ca să ne împărtășim în chip vrednic, ne recunoaștem că suntem păcătoși, ne mărturisim păcatul și acceptăm jertfa Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Numai în această jertfă există eliberare și curățirea sufletului nostru. Numai în jertfa aceasta. Toți, într-un fel sau altul, toți au păcătuit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos, care ne-a arătat felul în care putem să fim eliberați, felul în care putem să fim mântuiți, felul în care putem să primim viață veșnică. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne împărtășim, frați și surori, din trupul și sângele Domnului spre viață, spre viață veșnică. Amin. Haideți să ne ridicăm. Cântăm dintr-o cântare și în timpul acesta am să-l invit pe fratele Iosif Câmpan și pe fratele Potra să vină să ne ajute să slujim la masa Domnului. Amin. Deci fratele Potra. Haideți. Vei crucea din dealul iubirii, pe culmea lipsită de flori, se stinge iubirii, privind spre alba.
spuneam că Domnul Iisus ne-a învățat cum trebuie să facem și să facem cum a făcut El. A luat o pâine și a binecuvântat-o și apoi a luat paharul și a mulțumit Tatălui pentru el. Fratele Potra va cere binecuvântarea peste pâine, iar fratele Iosif când panse va ruga pentru rodul viței. Amin. Cu toții, să fim primiți înaintea Ta și astfel Tu să ne sfințești viața noastră a tuturor. Acum ești rugat să binecuvintezi pâinea aceasta, să-i dai valoarea trupului Tău, ca astfel, împărtășindu-ne cu ea să avem viață și să o avem din belșug, Dumnezeul oștirilor. Mă rog pentru cei care sunt bolnavi, că vor atinge fărmitura de pâine. Doamne, Dumnezeul nostru, dăruiește-le Tu viață, dăruiește-le Tu sănătate și putere, iartă și primește înaintea Ta, Dumnezeul nostru. Adeseori suntem nevrednici, dar îndrăznim la Tine prin jertfa lui Iisus Hristos. De aceea îți binecuvântăm numele, chemăm numele Tău în ajutorul nostru și Te rugăm să rămâi cu noi până la venirea Ta. Te slăvim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt în veci. Doamne Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în această minunată zi și îți mulțumim pentru faptul că ești prezent în mijlocul nostru. Îți mulțumim că cerul este deschis și noi strigăm spre tronul Tău de slavă. Te rog, privește cu milă și îndurare spre noi, spre fiecare în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-a mărturisit păcatele și Tu ne-ai iertat toate păcatele noastre. Sângele lui Iisus Hristos este Cel care spală haina vieții noastre. Venim înaintea Ta învredniciți prin Iisus Hristos. Te rog să ne privești pe toți prin jertfa bunului nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Acum îți mulțumesc pentru acest rod al viței. Îți mulțumesc și te rog să-i dai valoarea sângelui lui Iisus Hristos. Te rog în numele lui Iisus Hristos să binecuvintezi pe toți cei ce se vor împărtăși cu sângele și cu trupul Tău. Te rog să faci, Doamne, ca numele Tău să fie peste fiecare. Te rog, o Doamne, să ne ajuți ca toți cei care ne împărtășim astăzi în locul acesta să ajungem și în împărăția Ta, să ne împărtășim la masă cu Tine, Doamne. Binecuvintează-L pe fiecare în locul acesta când se va împărtăși cu trupul și sângele Tău. Tu, o Doamne, să invadezi ființa fiecăruia și să vindeci orice boală, Doamne. Te rog în numele lui Iisus Hristos, binecuvintează-ne pe toți din locul acesta și ajută-ne, Doamne, ca împreună cu Tine să umblăm pe restul vieții noastre, călăuziți de Tine, călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, că ne asculți, îți mulțumim că ești prezent. Fii lăudat, fii binecuvântat, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, de acum și în veci de veci. Amin. Haideți să rămânem în picioare, să cântăm dintr-o cântare care ne aduce aminte de jertfa Domnului Iisus. În timpul acesta vom face și frângerea pâinii. De mult am aflat în iubire, izvorul de duci mâncăie. Iar astăzi privirea spre Dumnezeu,
cei ce ne-am pregătit pentru împărtășire în dimineața aceasta, ne verificăm fiecare dintre noi. Aș vrea să menționez din nou, este atitudinea noastră personală față de jertfa Domnului Iisus. Domnul să se îndure de noi, să ne ierte, să ne curățească și să ne binecuvinteze ca să ne împărtășim și odată și în împărăția cerurilor. Deci, din nou spun lucrul acesta, ne-am mărturisit credința în Domnul Iisus prin apa botezului, putem să ne împărtășim dacă ne-am pregătit. Fratele Potra și cu fratele Iosif vor trece cu pâinea aceasta binecuvântată, unul la partea fraților, unul la partea surorilor, apoi partea vor trece și cu rodovițele. Cei ce nu se împărtășesc, i-ai rugăm să ocupe locurile. Locul meu.
De asemenea, pentru cei ce au rămas acasă și n-au putut să fie dimineața aceasta aici la noi, vor veni la urmă și frații vor servi. Înainte de a încheia cu rugăciune, aș vrea să citim din cuvântul Domnului despre lucrarea unică pe care a făcut-o Domnul Iisus, împăratul împăraților, servitorilor lui sau ucenicilor lui, și anume spălarea picioare. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel ce știa că i-a sosit ceasul să plece de lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscăuriteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un leghean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Amin. Deci după ce vom încheia cu rugăciune, putem să trecem să facem și spălarea picioarelor în cele două sări pregătite. Acum, haideți cu toții să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Ne despărțim, ne întâlnim după masă la ora 6, deci cei ce duc acasă, vă rog să veniți în față și frații vă vor servi.